Un proiect de modificare a legii educației a fost adoptat de Camera Deputaților, document ce vizează vârsta la care un copil poate fi înscris în clasa 0. Proiectul prevede ca înscrierea copiilor la clasa 0 să nu se mai facă după criteriul împlinirii vârstei de 6 ani, ci după dezvoltarea lor psihosomatică, posibilă după vârsta de 5 ani. La ora actuală, legea educației prevede că înscrierea în învățământul primar se poate face doar pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani, până la finalul anului calendaristic. Deși structura anului școlar nu coincide niciodată cu structura anului calendaristic, anul școlar desfășurându-se pe perioada a 2 ani calendaristici consecutiv. Camera Deputaților a adoptat un proiect de modificare a legii educației care prevede ca înscrierea copiilor la clasa 0 să nu se mai facă după criteriul împlinirii vârstei de 6 ani, ci după dezvoltarea lor psihosomatică posibilă după vârsta de 5 ani. Inițiatorii spun că prin reglementarea actuală se creează practic o discriminare între copiii care împlinesc vârsta legală pentru înscriere în învățământul primar în perioada cuprinsă între 15 septembrie și 31 decembrie și cei care ar împlini această vârstă ulterior datei de 31 decembrie, respectiv în cursul celui de-al doilea an calendaristic din structura anului școlar. Noua măsură prevede înscrierea copiilor la solicitarea părinților, chiar dacă împlinesc 6 ani în următoare șase luni de la începerea anului școlar. Norma va fi însă opțională, nu obligatorie. Singura condiție care trebuie îndeplinită fiind ca și până acum obținerea unui rezultat favorabil ca urmare a evaluării dezvoltării psihosomatice.